Bună ziua, doamnă și domnule, Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Dacă este marți, este dezbatere și am alături de mine în studio reprezentanții din arcul guvernamental, bineînțeles, PSD și PNL, că ce să vedeți, opoziția nu prea mai există nici la nivel național, iar la nivel local mă bufnește râsul. De-a dreptul când vorbesc despre, când mă gândesc la opoziția din județul Vâlcea, însă și vă propun astăzi câteva subiecte importante, concrete și cred că de interes pentru dumneavoastră, cei care ne priviți și cărora vă mulțumesc. Este vorba, doamnelor și domnilor, despre colonie Nuci, cartierul care făcea cumva de rușine Râmnicu Vâlcea sau, nu știu, ghetoul, că mulți îi spun așa, acolo unde cumva pare că intri într-o altă lume. Iată că municipalitatea, administrația publică locală a găsit finanțare europeană pentru acest cartier, pentru ca și acest cartier să intre, să țină pasul cu vremurile, cu timpurile trăite de noi toți, alături de mine în această discuție, dar sigur vorbim și despre facturi și multe, multe altele că ne interesează. Vasile Cocoș, reprezentant PSD, bună ziua! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Lucian Pavelescu, consilier local PNL, bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație! Cred că v-ați plictisit astăzi la ședința de Consiliu Local, 10 minute? Da, a fost o ședință extraordinară de îndată, două puncte pe ordinea de zi, a fost destul de sumară ordinea de zi. Sumară ordinea de zi. Două puncte. Bun. Haideți să discutăm, domnule Cocoș, domnule Pavelescu, haideți să vorbim despre colonie Nuci. Avem și imagini pe plasmă. Știm cu toții cam ce se întâmplă în colonie Nuci. Avem acolo majoritatea celor care locuiesc acolo. Sunt oameni care sunt cetățeni, da? Care nu au acte de identitate. Da. Probleme sociale. Foarte multe și... Nu? Da, cunosc foarte bine zona, pentru că a fost o perioadă când am răspuns de acea zonă și o cunosc foarte bine. Apreciez și felicit administrația locală, pe domnul primar Mircea Gutou, pentru că a fost inițiativa dânsului de a băga această zonă în seamă, pentru că este o zonă foarte, foarte importantă, e o zonă care poate deveni o zonă foarte, foarte frumoasă, spațiu, terenul, sunt foarte multe zona respectivă și se pot amenaja. Și am văzut în ce consta acest proiect de vreo 10 milioane de lei noi, spații verzi, alei, modernizări de trotuare, modernizarea curții școlii și alte chestiuni. Este foarte bine pentru că acolo nu sunt numai cetățeni de neromă, să știți că sunt și foarte mulți cetățeni români. Sunt români, sunt oameni normali acolo. Chiar am fost acum două săptămâni până să înceapă școala și am dus niște ghiozdane în zonă din partea PSD-ului și am văzut că sunt foarte mulți cetățeni. Și chiar cei de neromă, să știți că numai ceea ce știm noi, sunt niște oameni destul de normali, sunt niște oameni chiar frumoși, dacă vreți să știți, foarte curați. Întâmplarea face că acum câțiva ani am fost la acea școală din colonie Nuci, într-o verificare, într-o inspecție și să vă spun sincer, atunci când am plecat prima dată la acea școală, am plecat din primărie cu oarește teamă, zic, dumne, ce o să găsesc în acea școală? Că știam că sunt foarte mulți copii de cetățeni de romă și mai departe. Spre surprinderea mea, era director atunci, nu știu dacă mai este și acum, domnul Mihescu, am găsit o școală foarte curată, niște copii foarte curați și disciplinați, nu era nici cea mai mică, nici cel mai mic semn de mizerie sau de înscrisuri pe bani sau pe pereți. Foarte frumos, știu. Oameni frumoși, domnule, din acea zonă. Oameni frumoși locuiesc peste tot în municipiul Râmnicu Vâlcea și dacă vreți, eu consider că toți oamenii care și toți oamenii de pe planeta Pământ sunt frumoși. Deci nu despre asta discutăm, discutăm despre niște condiții de trai. Și poate reușim să vedem și în imagine aceste barăci, sau nu știu cum să le spun, aceste locuințe improvizate, da? Faptul că ei nu au documente, faptul că ei trăiesc la limita sărăciei. Adică, ok, v-ați dus dumneavoastră de la PSD cu ghiozdanele și erau și frumoși și spălați și arătau și foarte bine, nu? Acolo sunt niște barăci rămase de pe vremea când au fost acele șantieri de construcție ale USG-ului și altor și alte din zona industrială. Au rămas acele bărăști în care, cu timpul,
s-au așezat diverse cetățeni de etnie romă și poate și unii din zona Ardealului care aveau treabă prin zona noastră. Și așa au rămas. Dar trebuie băgat în seamă pentru că ei trebuie să aibă acces la apă curentă, la apă curentă, la, la curent, pentru că știam că era o chestiune când se cuplau la rețeaua de apă a orașului, la rețeaua de energie electrică și mai departe. Da, și trebuie pusă ordine acolo și, și disciplină, pentru că poate să devină una din zonele foarte frumoase ale acestui oraș. Bineînțeles, da. Aerul este foarte fresh în zonă. Domnule Popelescu. O să devină foarte, foarte curat. Mă rog. Da, nici nu știu cu ce să încep. Cred că o introducere a făcut-o domnul Cocoș și a spus cam ce era de spus. Eu aș vrea doar să vă spun o povestioară destul de interesantă. Mărturisesc că am ajuns în colonie Nuci, în zona despre care dumneavoastră vorbiți în campanie electorală acum 2 ani de zile. Din campanie ați mai fost? Am mai fost de câteva ori. Deci, am avut și un angajat din zona respectivă. Și am fost de foarte multe ori printre acele barăci. În campanie m-am întâlnit cu o fetiță la vreo 10 ani, așa de, să zic, ceva în genul ăsta, care a venit la mine și m-a întrebat dacă o să-i facem și ei un loc de joacă în zona respectivă, deși pe un maidan alăturat erau niște fiare atârnate la momentul respectiv. Și am spus că dacă reușim să câștigăm alegerile, cu siguranță că mă voi ocupa personal să facem acest loc de joacă. Și mi-a zis că m-a întrebat dacă și eu voi minți așa cum au mințit-o și alții înaintea mea. A fost un moment destul de dificil. Mărturisesc că am fost pus în dificultate de acea fetiță, pentru că o vedeam pe fetița mea mai mică punându-mi o astfel de întrebare. Domnule, putem să renunțăm la campanie electorală, putem să renunțăm la politică, vă rog. Dar nu vorbeam de politică. Ba nu, da, a spus dacă noi vom câștiga alegerile. La momentul respectiv. Da. Ideea este că mă bucur că astăzi apare acest proiect. Cred că este o zonă care poate crește. Exact cum spunea și domnul Cocoș. Categoric are potențial, da. Acolo nu vorbim doar de o anumită etnie, sunt și cetățeni de români care trăiesc în zona respectivă. Deci este un proiect benefic care sper să aibă o finalitate, înțeleg că un an de zile. Da, acum cred că nici dumneavoastră nu credeți în termenul acesta de 12 luni, că știm cu toții ce se întâmplă când lucrezi cu finanțarea europeană, când vorbim de lucrări de acestea de investiții importante, pentru că avem așa, construirea unui centru, iată, social, educațional și recreativ, o clădire cu 42 etaje, amenajarea a 4 zone verzi, o amenajare în curtea școlii a unui spațiu pentru copii, da, destinat activităților sportive, cred că nu o sală de sport, e un spațiu ceva. Așa, branșamente de apă pentru locuințele sociale, se mai construiește de asemenea un scoar. Va fi amplasat și un punct de colectare selectivă a deșeurilor și de asemenea se mai modernizează cele două tronsoane ale străzii Nuci, dar și precum și aleile betonate din jurul locuințelor sociale. Chestiuni importante, zic eu, pentru... Și să știți că este o comunitate care n-a creat foarte multe probleme din ce știu. Dar nu vreau să ne... Încurată. Nu vreau să intrăm în zona aceasta, pentru că nu despre asta vorbim. Vorbim despre o zonă, cumva, în care până acum nu s-a investit, da? O zonă mărginașă, iată, a municipiului Râmnicu-Vâlcea, acolo unde s-au mutat, da, oamenii cu probleme sociale, de toate felurile, cu venituri mici, mai sunt în zonă și oameni care câștigă bine, nu vreau să generalizăm. Însă majoritatea au acest tip de probleme sociale, da, și sunt oameni care nu au documente de identitate. Dar să știți că bună parte din copii, am și un prieten care predă la școala respectivă, bună parte din copii merg la școală și asta este foarte important. Majoritatea. Că au reușit să... Da. Este un lucru benefic. Bun, așa încât până la urmă, iată, faptul că se construiește... La termenul de 12 ani, eu am mare credere că se va realiza. De ce? Cu bani, dacă ai bani europeni, poți să faci foarte multe lucruri bune și și eu am încredere că Consiliul Local, primăria, va lua toate măsurile ca să se încadreze în acel termen de un an.
Sper ca firmele de construcții să n-aibă probleme. Sper să n-aibă probleme. E o firmă din Vâlcea, văd. E o firmă cunoscută din Vâlcea, nu-i dau numele. Vâlcea înseamnă că e destul de serioasă, dacă mă întrebați pe mine. Am văzut, nu zic numele, dar parcă am văzut chestii. Și, da, da. Și eu zic același lucru, pentru că tot ce au construit ei sunt lucruri foarte bune. Și n-am auzit lucrurile despre această firmă. Și am încredere că într-un an de zile, cu o fi un an, cu o fi 13 luni, eu zic că se va face și o să mergem cu toți împreună să vedem cât de frumoasă va fi acea zonă din Colonia Noci. E nevoie, domnilor, era mare nevoie de toate lucrurile acestea care sunt incluse în proiect. Dar pentru Colonia Noci, ca și pentru tot municipiul Râmnicu Vâlcea, cred că e nevoie de mai mult de atât. Da. De mai mult de atât. Este nevoie de o revigorare a economiei locale, de soluții, până la urmă, economice, da? Care să ne scoată cu bine din iarnă. Să creeze locuri de muncă, să creeze și să crească puterea economică a municipiului. Da, și angajații din Vâlcea, domnule Cocoș, să nu aibă cel mai mic salariu din țară. Asta depinde de firmele private, că majoritatea sunt la firme private și aici nu poate să intervină administrația locală. Domnule Pavel, vă rog. Legat de acest subiect. Da. Vreau să spun că mai sunt și alte zone. Una dintre ele este cea de lângă fosta fabrică de serin, sau nu mai știu, era tot acolo. Este și acolo un... Preferata dumneavoastră, celor de la PNL. Da, știu că am mai fost acolo pe la copiii respectivi, împreună cu preotul din zonă și de asta zic că sunt zone de investit în municipiul Râmnicu Vâlcea și e bine că ne întoarcem cumva fața și către aceste zone mai puțin băgate în seamă în decursul anilor. Și să nu uităm, doamna Magda și stimate coleg, că acea zonă face legătura cu comuna Mihăiești, care e o comună foarte mare și în continuă dezvoltare. Și o comună prosperă. Prosperă. Și să nu uităm că acea zonă între Colonie Nu și comuna Mihăiești... Era o zonă tampon. Este o zonă tampon unde se poate dezvolta, se pot instala agenții economici cu activitate productivă, pentru că acolo mai sunt firme care au activitate de producție, a fost acea lângă Mihești, acolo, la Mihești, la intrare, este acea fabrică de vopsele, care s-a dezvoltat foarte mult și pe platforma acolo mai sunt și alte intenții de a face activități de producție. Deci se va face o legătură foarte bună între municipiul Râmnicu Vâlcea și Mihești, numai pe șoseaua principală și pe acea șosea care vine de la gară și intră direct în Colonia Noci și merge până în Mihești. Da, așa este. Vom vedea, vom urmări și vom vedea cum va evolua această investiție. Este clar că va schimba fața zonei acolo. Da. Și haideți să ne mutăm și la subiectul următor, mi se pare și de actualitate și mă rog, dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs, că așa se întâmplă la noi. Ministrul Energiei, dar cel care, iată, are frâiele energetice în mână, adică domnul ministru, domnul Virgil Popescu le știe pe toate despre energie și sigur ne-a recomandat să stăm, a găsit soluția ideală pentru a plăti, a reușit să ne plătim facturile, trebuie să stăm îmbrăcați în casă. Să reducem consumurile. Da, declarația nefericită, spun eu, a domnului ministru a fost făcută la Antena 3 CNN. Și încă o dată, chiar dacă mă repet, o spun, dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs, da? Adică nu poți tu ca și reprezentant, ca și ministru de resort, ministrul energiei, să faci o asemenea declarație, domnule Popoș. Nu este bine ce ați făcut. Bine, noi am auzit de la politicieni, indiferent cât de mari sunt sau mici, tot felul de expresii din asta care nu dau bine în primul rând pentru ei și în al doilea rând pentru este o jenire la adresa românilor. Nu poți să-i spui românului că se-a măsurat să se îmbrace mai gros ca să nu răcească sau chestiuni de genul ăsta. Din păcate, să știți ce ați deschis acest subiect și este un subiect de care toată lumea vorbește pe toate străzile, pe toate magazinele. Este subiectul zilei în care vorbește ce vor face la iarnă cu facturile de curent și de gaze. Da. Care facturi de curent și gaze vor aduce o asociație, cheltuieli la asociație foarte mari? Care facturi de energie și curent și gaze vor aduce prețuri și tarife foarte mari și la medicamente, la servicii medicale și tot ce mișcă în jurul nostru?
inclusiv la produse alimentare, care ați văzut cu cât au crescut și din păcate ceea ce aud că indexarea pensiilor se va face cu 11%, zic că este foarte puțin, pentru că se ia în calcul indexarea, nici indexarea medie la toate produsele nu este 11%, este mult mai mare, dar indexarea celor, creșterea prețurilor la cele produse strict necesare pentru cetățeanul de rând, este cu mult mai mare de 20 și ceva la sută. Să revenim la acele facturi de energie electrică și de gaze. Da, vă rog. Este o adevărată spaimă pentru toți cetățenii de rând. Nu vorbesc de cei care au un anumit nivel de salarii și de venituri foarte mari sau mari. Păi mă gândesc că nu-i plângem pe aceștia. Nu, să-i plângem pe aia care au acele venituri mici, cu pensii de 1000 și ceva de lei, cu salariul minim pe economie sau pe cei care au ajutor social. O să vină acele facturi, nu o să le poată plăti, o să treacă în primăvară, o să ierte până în primăvară probabil și la asociația de proprietari, poate și la cei care livrează curentul și gazul, dar din primăvară încolo va fi foarte urât, pentru că ei nu te vor mai ierta și eventual îți vor opri furnizarea de gaze sau de electricitate. Acei oameni vor avea probleme foarte, foarte grave. Sunt oameni în vârstă, oameni bolnavi, care au nevoie de căldură, care au nevoie de medicamente și va fi foarte, foarte rău. Și ce facem? Vor muri de frig în casă? Problema este, din păcate, că de această problemă a creșterii prețurilor la energie electrică și la gaze se știa nu de când a început criza, se știa ceva mai din timp, și din păcate nu s-a luat nicio măsură. Și ce mă surprinde? Eu și pe mine mă surprindeți, pentru că mi se pare că vorbiți din afara deciziei dumneavoastră, nu dumneavoastră personal. Dumneavoastră PSD plus PNL sunteți decizia, domnule Popoș. Ați aflat asta? Știți când a intrat PSD-ul la guvernare. Știți foarte bine și de ce a intrat la guvernare. Bun. Când a văzut situația asta, de aceea a intrat la guvernare, că poate mulți ca să ce? Români, ca să micșoreze facturile românilor, de ce a intrat PSD-ul la guvernare? Ca să ajute la guvernare, nu ca să reducă facturile, că este foarte mult. Păi văd că nu sunteți în stare să le reduceți, că nu sunteți în stare să găsiți soluții. Din moment ce s-a dat drumul la această creștere, la liberalizarea prețului, este foarte greu acum să-i spui furnizorului. Acum, de liberalizare nu v-a cuspert noastră PSD-ul, dar l-am pe colegul de la PNL. Ne aducem aminte, domnul Câțu, nici nu apucaseră cei de la Uniunea Europeană să spună de liberalizăm, că noi eram primii care liberalizăm, că România era și pregătită. Să știți că este o discuție mai veche care a pornit încă de pe guvernarea PSD-ului. De la guvernarea PSD-ului. Domnul Câțu, ne aducem aminte? Da. Discutăm și de asta. Hai că să facem noi, că noi ieșim în față, noi suntem primii. Noi nici nu ne-au cerut ăia și noi am ieșit și am spus că facem. Atât de sclavi suntem, nu vă spun. Ne-am asumat o perioadă de timp până când trebuie să facem liberalizarea. Ce ne-am asumat? Ne-am asumat până la o anumită dată facem acea liberalizare, care s-a întâmplat pe timpul guvernării PNL-ului. Ce ghinion? Ghinion. Da. Da. Eu cred că dacă liberalizarea fi venit... Domnul Popescu este al noastră, de la PNL, corect, da? Corect. O să mă refer, și la domnul ministru și la afirmația pe care dânsul a făcut-o, care nici pentru mine nu este una fericită. Da. Ea se înscrie în nota a ceea ce Uniunea Europeană a transmis în ultima perioadă, tot felul de genul ăsta de... Jumbuș lucruri exact, legate de comunicaționale. Duși în doi și multe alte lucruri de genul ăsta. E trist că cumva ne aplicăm pe astfel de lucruri. Este într-adevăr o discuție nefericită pe care Virgil Popescu a avut-o. Nu vă supărați, mie mi se pare lipsă de responsabilitate, cel puțin. Cel puțin lipsă de responsabilitate. În calitate de ministru al energiei, să vii și să spui o asemenea trăznaie, mi se pare că ori ești un foarte prost comunicator, ori habar n-ai despre ce se întâmplă în toată Europa asta, da? Și du-te acasă, fă tu ce te pricepi mai bine, lasă-i pe alții să conducă Ministerul Energiei, că pare că domnul Popescu, nu vă supărați pe mine, este depășit, domnule Pavelescu, domnule Cocoș. Din păcate, ceea ce spuneți astăzi, i-au spus foarte mulți din mass media și foarte mulți politicieni au spus că lui Virgil Popescu că trebuie să se oprească, să meargă acasă, să lase acest minister, care este greu și în condițiile actuale este un minister foarte, foarte important. Din păcate, nu știu ce se întâmplă, de ce nu i-a propus nimeni remanierea și să plece acasă.
și pentru a să pună un specialist. Și am văzut la televizor că sunt destui oameni care se pricep în zona asta, în zona energetică, și ar fi putut să vină cu niște soluții concrete. Domnule, vă opresc soluțiile concrete, domnule, da. Pavelescu, pentru că am văzut acum recent deciziile luate la nivel european pe tema energiei. Sunt praf în ochii noștri, a cetățenilor europeni, plătitori de taxe și impozite. Deci nici măcar ministrii energiei, sunt similare cu deciziile. Statele membre n-au fost în stare să găsească o soluție. E greu de găsit o soluție acum cu războiul care bate la ușă. Corect. Cu Putin care își încordează mușchii și mai anexează câte o provincie ca să arate el cât de șmecherie. Da. Și ce să facem? Când Putin se încordează, domnule Cocos și domnule Pavelescu, ați văzut cum plângăia prin Germania pe acolo. Cetățenii vestici europeni, domnule. Păi eu zic că asta a fost, marea problemă asta a fost și cu liberalizarea, pentru că imediat după ce s-a făcut liberalizarea, a început și acest război. Ghinion! A început războiul! Este o conjunctură în care nu cred că ne-am fi dorit să ne aflăm. Din păcate, toate acestea au dus la creșterile de prețuri și nu numai în zona de energie, și în alte zone. E foarte important să trecem peste această perioadă. Sperăm cu toții. Dacă n-ai bani să plătești facturi. Încă o dată, domnul Cocoș până la urmă a spus o chestiune logică. O să te păstuiască o lună, două, a treia, stai energia, stai curentul, stai gazele, dar bani la vedere. Eu cred că se vor găsi. Știți și dumneavoastră și la CES, că știi, uite că am și pronunțat nume, și nu era cazul, la cei care furnizează energie electrică, știți că mai și plătești și branșarea și rebranșarea. Corect. Da? În cazul în care, pentru că ei vin și taie, da? Că nu te joci cu lucrurile astea. Domnule Pavelescu, vă rog. Sperăm să nu se ajungă în situația asta. Au fost luate anumite soluții. Sperăm că acele soluții care au fost luate să vină în sprijinul cetățenilor. Care soluții? Soluțiile legate de compensări. Legate de compensări. Care? Legate de compensări. Așa. Probabil va fi este o discuție legată și de creșterea salariului din ianuarie. Păi și până în ianuarie suntem în minunată în octombrie. Două luni. Ce facem? Facem eșalonare? Asta vă spun. De asta eu tot insist și îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar nu mi se pare că acest guvern este unul care reușește să țină cu această situație și să gestioneze această criză energetică cum trebuie. Nu mi se pare. Din păcate, referitor la criza energetică, odată cu liberalizarea prețurilor, s-a dat drumul la tot ce este mai rău și este foarte greu să mai oprești acest control asupra prețurilor. Dar știți foarte bine ce se întâmplă cu facturile. Din păcate, acești furnizori, nu știu cine îi controlează și cine ar trebui să îi controleze. Cine o fi la ANR? Domnule Cocoș, cine controlează ANR-ul? Nu mă PSD-ul. Am auzit o reclamă la radio. PSD controlează ANR-ul. Eu? Așa. Nu este posibil să fii să-mi pui în factura lunii X, să zicem septembrie, corecții sau rectificări de 3 luni, de 3 luni, de 4 luni, de 5 luni. Asta am înțeles că se va întâmpla în perioada următoare. Nu este corect. Nu, încă o dată, cine controlează ANR-ul? Haideți ca să stabilim lucrurile. Parlamentul. Și să ne asumăm. Parlamentul îi numește și Parlamentul. Da, eu aud pe PSD-ul, e corect ce aud și eu? Nu e numai PSD-ul. Și nu aud pe surse. Nu aud pe surse, adică aud oficial, da? Dacă președintele ar fi de la PSD, el nu poate să facă singur acolo toată politica NRE-ului. Este un colectiv, un consiliu de administrație, un consiliu constructiv. Haideți să mai dăm o informație pe același subiect, pentru că furnizorii de energie, domnilor, anunță că se vor emite cu întârziere facturile pentru luna septembrie. Ne-am liniștit, da? Pentru că trebuie să-și adapteze softurile de emitere a facturilor, da? La aceste modificări de OUG-ul și așa mai departe, pentru că ordonanța minunată care ar trebui să ne scoată din iarnă, domnule Pavelescu, a fost emisă de guvern la 1 septembrie, cu aplicabilitate tot de la 1 septembrie. Și trebuie să actualizeze softurile și este foarte greu că durează foarte mult. Exact. Da. Deci până la urmă, măcar din punctul acesta de vedere, pare o veste bună, domnule Cocoș. Da, exact. Sper să facă un soft de la foarte bun ca să nu mai apare în felul de anomalii.
pe care cetățeanul de rând este foarte greu să o controleze, să o citească. Acum și știți și dumneavoastră, oare cine face softul? Un softicel. Oare cine instalează softul, domnule Pavelescu? Un IT-ist. Un IT-ist, da. Care a mai făcut acest lucru și prin februarie sau... Știți ce se întâmplă? Asta mă gândesc și eu. Da, haideți. Dacă în acea ordonanță sau în acel ordin, algoritmul ăla scris acolo nu este foarte clar, nici informaticianului nu-i va vine foarte ușor să găsească acea formulă care să-l transpună și să-l traducă în factură. Știu treaba asta pentru că când am fost și informatician și mă pricep puțin la zona asta. Mm-hmm. Da, vă pricepeți mai mult, nu fiți modest acum. Nu pot să spun că au apărut alții mult mai... Dar, din păcate, eu pun întrebarea cum Dumnezeu au apărut aceste facturi, că până la urmă, înainte de a da drumul la facturare, cineva trebuie să supervizeze și să simuleze ce se întâmplă cu o factură. Dom'le, scot o factură, două, văd dacă funcționează și apoi îi dau drumul la sutele de mii de facturi pentru toată acea firmă de furnizoare. Știu că au fost cazuri izolate. De exemplu, în Râmnicu Bulcea n-am auzit să fi fost cazuri. Ba da, foarte mare. Chiar și noi aici am făcut mai multe știri, cu facturi colosale, exact atunci când a început nebunia cu criza aceea. Și cu colosalele astea, să știți că au mai fost și situații care țineau de acel consumator. Pentru că nu l-a găsit acasă 7 luni, n-a plătit 7 luni, n-a putut să citească punctoarul. Nu vorbesc de agenți economici. Eu vorbesc de agenți economici. Acolo unde consum a fost și pe măsură, probabil. Acolo are voie. Pe măsură. Dar și mai mare decât creșterea prețului. Acolo are voie la agentul economic. Când ți s-a dublat energia electrică, cu cât să mai vinzi produsul? Nu vă supărați. Ah, nu, păi atunci nu-l mai vinzi, că crește prețul foarte mult. Nu? Corect. Bun, să mai spunem... Vezi la un preț mult mai mare care se va regăsi tot către finalul, consumatorul final. Adică noi cei care... Și dacă noi singuri pe piață, noi o să mai cumpere clientul și cumpere altul. Deci competitiv, corect. Da. Bun. Și mai vine totuși o veste oarecum liniștitoare pentru oameni în altă zonă, în zona de impozite și de taxe locale. Da? Asta înțeleg, domnule Cocoș, domnule Pavelescu, că abia din 2026 azi am văzut știrea se vor majora aceste taxe. Era acea ordonanță 16 din 2022, care avea, printre alte modificări la codul fiscal, prima modificare aceea a fost cu acel contract part-time, care s-a aplicat de la 1 august. Da. Și unul din capitole era acela al impozitului și taxelor locale, unde primările, OAT-urile, trebuia să stabilească un nivel al impozitului și taxelor. Și am simulat eu la mine, la firmele lui Fimiu, și am văzut că se dublau față de anul 2022, dacă s-ar fi aplicat. Dar procedura era foarte greoaie și nicio primărie din țară nu era pregătită cu soft informatic, că tot aici ajungem, să și le adapteze până la 15 septembrie sau până la 15 decembrie, să poată să ia în calcul așa cum spune. Mai discutăm și de povestea cu recensământul, că și aceea trebuie luată în calcul. Și atunci guvernul astăzi hotărâ să-l aplice cu 1 ianuarie 2026. Așadar, măcar, bun astăzi. Domnule Pavelescu, la finalul acestei emisiuni, măcar o veste bună putem să le dăm vâlcenilor, celor care ne privesc, și anume că nu vor crește taxele și impozitele locale, indiferent cât își doresc unii, până în 2026. Nu, e lege, e clar. Da, este o... Nu, stați așa, să nu confundăm. Deci nu se aplică acea prevedere din ordonanța 16 pe 2022 de creștere după acel algoritm al impozitului și taxelor. Probabil vor crește la nivelul inflației. Valoarea din catalogul de la notar. Dar acum se reactualizează iar poate sau nu, ce? Primările au posibilitatea, conform codului fiscal și Alin poate să spună, poate să crească acel procent care se aplică la valoarea construcției. Sau suntem la în anul 2022, intrăm în anul 2023. Primarii care vor majora impozitele și taxele locale sunt sinucigași politic din punctul meu de vedere. Au făcut unii în acest județ și în țară, în care s-au grăbit să și le mărească peste așa, și s-au trezit că oamenii nu pot să plătească, firmele nu pot să plătească și s-au încărcat cu foarte multe datorii. Eu am încredere în primăria Râmnicu Vâlcea, în Consiliul Local Râmnicu Vâlcea, în specialiștii din primărie, că nu vor trece la o creștere care să creeze probleme la nivel de municipiu, cu toate că
Nevoia de resurse financiare în buget este foarte mare, pentru că vrea să se lucreze foarte mult, dar văd că se apelează foarte mult la fonduri externe, așa cum este și la Colonia Nuș, este un lucru foarte bun. Și printr-o gestionare mai eficientă a acestor fonduri, cred că se poate trece și peste anul 2023, fără să mărim foarte mult sau să nu mărim deloc procentul de impozite și taxe. Domnule Pavelescu, haideți o concluzie. Ați dat dumneavoastră vestea și n-aș vrea să spun altceva, dar eu cred că vor crește aceste impozite, cel puțin cu inflația. Să crească, așa? Cel puțin cu inflația, deși sper ca lucrul ăsta să nu se întâmple, dar în fiecare an a avut loc o creștere. O mică reactualizare în funcție de inflație. Exact, corect. Care înseamnă o mică creștere față de... Deși inflația noastră este destul de mare. Pentru că, sper să nu, pentru că război, pentru că Uniunea Europeană, pentru că Germania, pentru că... Față de anul trecut... Și inflația o decontăm noi. Este undeva la 16-17... La cetățeni se duc și la agenții economice. Da, domnul, vă mulțumesc pentru prezență. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Eu sunt Magda Popescu, ați urmărit analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. Ne revedem și mâine de la 15:15. Vă doresc o după amiază minunată. La revedere! La revedere!